Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Așa după cum anticipam în emisiunea trecută, astăzi o să vorbim mai mult despre rugul aprins, participarea noastră la rugul aprins, lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut acolo. Ne-am întors proaspăt de două zile de la această întâlnire de rugăciune pe munte, de la Ponoară, județul Bihor, și suntem încă sub impresia lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut acolo. O să vă prezentăm mai multe imagini. Astăzi de acolo, imagini vorbesc de la sine, mai puțin comentariile mele. Ceea ce vreau să vă spun este că a fost un moment deosebit. A fost o perioadă de timp, începând de joi seara 5 august până luni la amiază 9 august, zile întregi, 4 zile în care Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Au fost zile în care a fost nu numai rugăciune, scopul principal acestei întâlniri, au fost vindecări, a fost slujire prin punerea mâinilor și ungere cu un de lemn, a fost chiar un botez nou testamental, neprevăzut și neplanificat de organizatori, a fost mărturii cu totul speciale. Toate acestea o să le vedeți în emisiunea noastră viitoare. Am început să lucrăm deja la pregătirea materialelor pentru montaj. Cred că în 2-3 săptămâni de zile vom începe difuzarea pe canalul Alfa Omega TV a ceea ce s-a întâmplat acolo la Ponoară. Nucleul de organizatori, a cărui lider este Ioan Caba, cunoscut dumneavoastră deja, împreună cu Dan Florin, Sami Caba, Cornel Urs, Daniel Deac și alții, au depus un efort deosebit pentru că această întâlnire de rugăciune pe munte să fie ceea ce Dumnezeu vrea. Probabil, am văzut și cu alte ocazii, probabil cea mai importantă și mai semnificativă întâlnire de rugăciune pe care istoria modernă a creștinismului în România a avut-o vreodată. Au fost mii de oameni, îmi spun că au fost 5.000, peste 5.000, 10.000, n-am putut să-i numărăm, nici noi s-au perindat, unii au plecat din cauza ploii, ceea ce este sigur, Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Un prim fragment pe care vi-l propunem este o secvență înregistrată sâmbătă spre duminică seara, seara de 7 spre 8 august. A fost o slujire cu totul special a fratelui slujitor Demeter, urmată de o cercetare specială a Duhului Sfânt, o lucrare de eliberare, de predare a multora în mâinile lui Hristos. Această întâlnire, această sesiune, această parte a conferinței, a întâlnirii de rugăciune pe munte a ținut de la ora 7 seara până la ora 2 noaptea. A fost ceva nemaiîntâlnit, chiar în condițiile în care a doua zi de dimineață, la ora 6, a continuat din nou prin rugăciuni și slujiri din Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, vrem să facem curioși câteva secvențe din această slujire de excepție pe care Domnul a oferit-o prin slujitorii lui la Ponoară, județul Bihor, 2010. El a purtat bolile noastre, El a purtat suferințele noastre și în rănile Lui am fost, hai să spunem cu toții, El a purtat bolile noastre, El a purtat suferințele noastre și în rănile Lui am fost tămăduiți. Traducerea corectă în limba engleză este am fost întregiți. Din moment ce El prin jertfa de la Golgota a rezolvat întregirea ta, intrarea ta în destin, în normalitate, nu mai poți fi un nei ca nimeni. Ești cineva în Hristos, nu ești oarecine. Ești cineva în Hristos. Dacă Hristos locuiește în tine, poate fi Hristos un sărăntoc? Ați ridicat mâna și a spus, în mine locuiește Hristos. Poate fi Hristosul din tine un sărăntoc? Poate fi Hristosul din tine un slăbănoc? Poate fi Hristosul din tine un mincinos? Poate fi Hristosul din tine un practicant de economie subterană? Poate fi Hristos din tine un urâcios, un bârfitor? Poate fi Hristos din tine un cerșetor? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă în țara aceasta, fraților? 98,9% din ea declarați credincioși. N-avem dreptul. N-avem dreptul să facem pe cineva necredincios. Că orice cineva spune Iisus Hristos este Domnul, nu este împotriva noastră, ci este cu noi. Așa scrie. Așa este? De ce ne purtăm altfel?
abilitățile lui Hristos în tine rezolvă toate problemele. Ai început să-ți intri în destin, în normalitate. Nu mai e o problemă criza. Vrei să scapi de asta? Nici să nu mai folosești cuvântul acesta. Ce eu pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Pleacă scapul și spune împreună cu mine. Strigă cât te ține gura acolo unde ești și zi: Doamne Iisuse, am mare nevoie de Tine. Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești Creator și Mântuitor. Tu ai părăsit gloria. Te-ai făcut om. Ai luat păcatele mele asupra Ta. Te-ai făcut vină în locul meu. Și ai biruit moartea. Prin puterea învierii. Ca eu să nu mai mor. Ce să am viață. Și viața este aceasta. Să te cunosc pe Tine. Și puterea învierii Tale. Să mă fac părtaș suferințelor Tale. Și una cu moartea Ta. Mulțumesc, Doamne, că Ți-ai făcut timp de mine. Te-ai oprit în dreptul meu. La rugul aprins. Și m-ai cercetat cu deamănuntul. Sunt gol și descoperit înaintea Ta. Și mi-e rușine, Doamne, pentru că nu mi-am respectat menirea întotdeauna. Știu că Te-am întristat, dragă Duhule Sfânt, și îmi pare rău, îmi pare nespus de rău. Eu și părinții mei am păcătuit împotriva Ta. Aș fi meritat moartea, dar Tu ești dragoste. Tu m-ai răscumpărat cu sânge de Dumnezeu. Mi-ai scris numele în cartea vieții și ai făcut din mine templu Duhului Sfânt. Mulțumesc frumos, Doamne! Sunt uimit de dragostea Ta. Sunt copleșit de dragostea Ta. Că nu Ți-ai făcut dreptate cu mine, ci Ți-ai făcut milă. Mila Ta m-a adus până aici.